Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun că dacă vreți să cumpărați sau să vindeți conturi de Steam, o puteți face pe site-ul din descriere. Primul link din descriere este steamaccounts.us, un site unde puteți să vă vindeți contul de Steam sau puteți să cumpărați alte conturi de Steam puse la vânzare. Aveți link în descriere. Salutare, bă băieți, bine v-am găsit, fraților, la un episod de CS:GO Wingman alături de Fabi. Nu știu pe ce hartă, mamă, nu știu pe ce hartă ne-a băgat Fabi aici. Zici tu, Fabi, pe ce hartă ne-ai băgat? Ce ai făcut? De ce facem 1 versus 1? Ce e asta? Zim și mie, nu mai... mamă ce mi-o dă nievi ăsta. Bă băiți, hai să facem la acest episod 1000 de like-uri dacă mai aveți episodul regenul în continuare. Și eu nu știu ce dracu de hartă e asta și uitați cât de slabă. Dacă vreți să vă jucați cu Unity Hex, cheat-ul pe care îl folosesc eu în acest episod, așa comanda pizza, mă. Cheat-ul pe care îl folosesc eu în fiecare episod de CS, aproape, îl aveți în descriere. Puteți să folosiți codul Raul2K la cumpărare pentru o reducere de 10%. A fost folosit de peste 8000 de persoane, deci vă mulțumesc foarte mult pentru suportul acordat și hai să începem să vedem. Sper că nu ne puneți să facem 1v1 sau chestii de astea, bă. Eu nici nu știu ce hartă e asta. Nici eu nu știu. Ah, bine, bine, bă, băiatanule. M-am crezut că ne puneți să facem 1v1. Ce, e Wingman normal ăsta? Da, 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 nu știu de ce ne puteți facem 1v1. O fi fost update ceva, o fi update ceva, de te puneți să faci 1v1 sau chestii de astea. Nu știu, habar n-am, mai să vedem. Ce dracu, mă, zic că a venit, a intrat un host peste tine, ți-a băgat cuțitul în gât și a vrut să te jefuiască. Trebuie să-i așteptăm pe băieți să nu-i lăsăm să planteze bomba, eu mă pun aici, eu nu la tine. Dar știam că poate să... Eu nu, eu n-am jucat în viața mea. Ce dracu, s-a trage prin... Nievi, mort. Oh shit. No, du-te, mă, vedea bine că el îmi vede capul, eu nu-l văd deloc, mă. No, ce să mai zic acum, bă, băieți. Băi, nu mai bea așa, mă, ești terminat. Eu aș tu ca un om normal, nu. Să-mi bag picioarele, mă, dar ratat ești, mă. Deci că am microfonul sub limbă. Deci că ți-l bași pe gât, îi faci deep throat la microfon, cum se aude coaie. Ok, bă, băieți, ai venit la ștetul ăsta aici. Băi, uite-te acolo, în dreapta jos, uite-te în dreapta jos unde am stat eu. Oh, fuck, nu s-a spart. Am văzut ușa cum s-a deschis, bam. Omoră-l, omoră-l, vezi că e acolo, vezi că vine și din spatele tău, vezi că vine și din spatele tău, ai grijă, e la ușile alea două. Ok, am văzut cum s-a spart geamul, deci pot să stau acolo, bam. Oh, bine, mă, Fabi. Așa. Faceți noi rang mai bine pe Wingman, știți care era obiectivul meu cu contul cel... cu contul meu celălalt care a fost banat, era obiectivul să fac cele mai mari rankuri pe toate categoriile, și pe Wingman, și pe Danger Zone, și pe competitive pe toate. Și exact asta o să facem și cu acest cont. O să-l aducem în global și pe matchmaking și pe Wingman, și o să-l aducem Hunter Fox Elite și pe ăsta, pe Danger Zone. Ăsta este unul dintre obiectivele mele pe acest canal. Extra rankuri pe Danger Zone. Da, este Hunter Fox Elite cel mai bun rank de pe Danger Zone. Vezi că e unul acolo în stânga. Vezi că vine la geamul ăla din stânga. Cât de rankuri există pe Danger Zone? Vreo tot așa ca pe matchmaking, vreo 18. Știi că există un rank numit Lebret, șobolan de laborator? Da, da. Nu știu, adică plan. Da, da, el mă întreabă care este n-am vrut să se întâmple chestia asta, a fost un nou scop neprevăzut. Dacă nu-i, fie că îi dau un nou scop și la asta, dacă nu-i dau, mă mor. Uai, dar vine... Ce? Bă, nu, de ce ai făcut chestia asta, ești prost? Mai stăm la o discuție, mai mănânc niște pizza. Da. Opa. Oh fuck. Oh fuck, l-am luat. Deci de ce ai dat timeout-ul, ești prost? Dar mie îmi place cum e timeout-ul pe Wingman, nu te lasă să decizi dacă vrei sau nu. Da, deci nu, dacă ești la solo, nici măcar nu-l interesează părerea celuilalt. Dacă vreau să dau timeout, dau timeout, ce pui mei. Mai contează dacă ăla vrea sau nu vrea. Asta poți să faci trolling așa cu aia, cu timeout-urile astea. Să-i dai timeout așa fără motiv. FBI, bă, ești prost. Da, bă, băi, spuneți și voi cum a fost prima zi de școală pentru voi. Scrieți acolo în comentarii, pentru mine a fost super de cacao. Fabi, pentru Fabino, el Fabi nu a avut nicio treabă. Prima zi de școală a stat acasă, el în grupa 2. Chiar, bă, la voi, fiți atenți aici, asta am vrut să vă întreb. Eu am văzut pe Insta multe postări în care scriau în ce grupă sunteți voi, grupa 1 sau 2. Deci chiar așa e la toate școlile din țară, cu grupa 1 și cu grupa 2. Bă, Fabi. Eu știu că, gen, așa au zis Parlamentul, dar Guvernul odată, bă, nu, Guvernul, dar Parlamentul odată recent, la 12 noaptea, la altări, ceva lege că facem toți în unele orașe. Nu știu, eu știu că Timișoara e zonă verde, deci n-ar trebui să fie pe grupe. Asta e părerea mea. Sau unde e zonă verde facem pe grupe? Eu nu înțeleg cum. Nu, nu, de zonă verde nu facem, dar la noi cel puțin la CNB ne-o s-o băgat ăsta, să zică Ionescu, că dacă e zonă verde, ci că nu facem, că nu-i loc destul. Hai, mă, du-te, mă, că CNB-ul zici că e palat, ești prost. Păi, dar nu-i loc destul ca să stăm și la distanță, știi? Hai, mă, du-te, mă, de aici, că e loc. Vrăjeală. La noi, coaie, a întrebat cineva că de ce nu putem să
Dacă facem unii la școală și unii online, de ce nu poate profesorul să-și ia un laptop și să-i vorbească și cu cei de și cu cei care fac online, să facă oră în același timp cu noi? Uite că nu se poate, că nu avem internet destul de bun. Cu aia eu plătesc 80 de lei pe lună și am gigabit. Cu aia îmi donladează 180 de mega pe secundă jocurile. Cu aia e... Și ăștia n-au net la școli. Bă, în școli, în școli, băiete, n-ai net de gigabit. Du-te, mă, deci nu avem 100 de mega. În școală și probabil și voi la fel, că așa e în cam toate școlile. Oh, nice, no scope. Știi, cam așa e în toate școlile. Și mi se pare tâmpenie, frate. Până la urmă, dracu, e 80-90 de lei gigabit, bă, frate, bă. Ah, chiar, pe voi vă face Google Classroom de ăla? Ar trebui să vă facă. Și trebuie să semnați ceva ca să vă facă Google Classroom-ul? Nu, trebuie să semnez chestii, că nu-i filmez pe ei când e oră, știi? Nu, nu, că nu, noi nu facem oră gen vizual, adică să ne vedem. Nu, pur și simplu, să ne numim temele și alea. Voi faceți și așa? Oh, nice. Oh, nice. De când a început video, eu mănânc. Da, tu n-ai treabă, tu mănânci pizza asta, am observat și eu. Tu nici cea mai mică treabă nu ai, mănânci pizza, te relaxezi frumos, relax, mama, am AVP. Dacă vrei, scout aici, boss. N-ai că îmi lupez ăsta pentru scout. Coaie, ți-ai aruncat M4-urile pentru scout? Ți-a dus? Am tras amândoi deodată în el, așa-i? Fent, eu mă uit aici la geam, tu te uiți jos la ușă. Eu mă uit la geam, tu uiți la ușă, uite-te. Du-te, dracu, mă, mi-a dat toanta baișută ăla, bă. Vezi că sare pe tine, vezi că sare pe tine, bă. Acolo, e la geam, e la geam, uite-te la geam, la geam, mă, coaie. Oh, shit! Coaie! Cum? Nice cheats! Easy, au zis amândoi deodată, nice cheats. Eu am citit, tu n-ai. Dă-mi AVP-ul, te rog, man. Mersi, mersi, frate, te apreciez. Eu am încercat să nu le dau așa obvious. Să-ți microfonul, că râgâi. Ok, s-a închis microfonul, care deci, eu am încercat să dau cât de, deci cât de ok posibil, fiind ce e și asta. Ba, băiete, ce ți-ai luat. Dă-i, omoară, îi dau un scop. Am zis că îi dau, fiind că îi dau un scop din sărătură. Fiind că îi dau un scop, îi dau un scop. Nice, băiete. Uite, ce-ți goodbye, a joint. Coin, a joint. Goodbye, a joint. Good. Bye. A joint. ok, why cheat? Păi că dau două nou scopuri runda asta, mă doare în cur. Două nou scopuri dau, frate, două nou scopuri dau. Nu te bate cu ei, nu te bate, bravo, bă, Fabie, ai bătut foarte bine. Sunt mândru de tine, băga mi-aș picioarele. Fii atent. 20-11. Nice, no scope. Yeah. Nice. Stai. Bye bye. Ag joint. And no scope lucky and cheater. Zicești. Bye bye every. Bă, tu nu ești normal, mă, tu nu ești normal, frate. Bate palma. Cum te-ai întors la mine. Doamne, iar o să joc a disperat Warzone. Se resetează rancurile în Warzone sau dacă am avut rank acum 7 luni? Și s-au mai început sezonul de când am jucat noi de atunci. Cred că 4. Sezonul 4, da, nu știu, mie mi se pare că e cam mult. E sezonul 6 acum. Mie mi se pare că o să moară Warzone-ul. Bă, știi cât de full e? E full? Nu știu, mie în ultima vreme găseam meciuri foarte greu, mi se părea că moare Warzone-ul. Stai, găsești la mine. A? Ok. Fem ce fac, tu uite ce flicii dau, fem, mă crezi, mă, că niciun joc nu mai e la fel de jucat în carantină, da, știi? Da, cum să nu fie jucat așa de jucat în carantină? Coaie, tu ești nebun? Ca și în carantină. A, ca și în carantină, da, corect. Păi în carantină și cred că și taică-mi ar fi fost tare să joace Warzone cu mine și CS. Taică-mi, eu chiar juca Hitman în pula mea și... Hitman? Ce Hitman? Ăla 2, ultimul? Da, 2, ultimul. Nice. Pe ăla lui, coaie, pe I3-ul lui. Mamă, serios, pe I5 ăla tău vechi sau pe I3? I5. A, pe I5 ăla, am înțeles, bă, băieți. Bă, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să dați un like și un subscribe acolo la canal. Dacă mai aveți episoade genul în continuare, spuneți-mi acolo în comentarii cum a fost cum a fost prima zi de școală pentru voi. Nu știu, pentru mine a fost destul de nașpa. O să mai postăm episoade din fiecare categorie de asta, cum ai zis eu, fiecare. Adică și din competitiv și din Dangerous și din Wingman, ca să ne creștem încet încet la cel mai bun rank fiecare rank, nu știu, categorie, cum pula mea, am un lapsus eu sau chiar nu pot să zic, cum se numește toate astea, competitiv, Wingman și astea?
cum se, game moduri, așa mă, moduri de joc. Deci pe fiecare mod de joc o să facem cel mai bun rank. Nu uitați să dați acolo un like și subscribe dacă vreți să fiți alături de mine în această aventură, să zic așa, unde facem cel mai bun rank pe fiecare game mod. Zici tu ceva, Fabi, așa ca de final de episod. Eu. Ok, bă băieți, sper că v-a plăcut și noi ne vedem data viitoare. 1000 de like-uri.